Civilizația antică a Egiptului ne-a fascinat de-a lungul anilor. Au fost găsite artefacte incredibile care ne oferă foarte puține informații cu privire la Imperiul Măreț. Arheologii din Egipt au găsit recent un complex de cripte vechi de 6.000 de ani. În interiorul acestor camere s-au găsit zeci de pisici mumificate și măști arabe mumificate și ele. Toate aceste lucruri au fost găsite în mormântul unor regi din dinastia a V-a, iar arheologii urmează să le facă publice într-un muzeu. Faraonul Userkaf a fost fondatorul celei de-a 5-a dinastii de regi care au condus Egiptul, iar numele său se traduce prin suflet puternic. Este cunoscut pentru faptul că a dus mai departe credința în Ra, zeul soarelui, și se crede că a fost chiar un preot de rang înalt al acestuia. Însă nu religia este interesantă la acest faraon, ci mormântul său. Cu toate că a fost construită mult mai târziu, piramida lui Userkaf, localizată în necropola antică din Saqqara, este extrem de asemănătoare din punct de vedere structural cu Marea Piramidă din Giza, cunoscută în toată lumea. Însă, pentru că în prezent este o ruină și reprezintă doar un loc conic pe nisipurile din Saqqara, piramida lui Userkaf a fost numită și mormântul de pietre. Nu este niciun secret faptul că animalele erau considerate sacre și făceau parte din cultura Egiptului antic. Egiptenii credeau că zeii lor luau forma animalelor atunci când coborau pe pământ. Acest lucru a dus la progresul făcut de oameni în înțelegerea anatomiei animalelor. Aceste studii includ și nenumărate intervenții chirurgicale extrem de grele efectuate pe animale în scopul tratării rănilor și prelungirii vieții acestora. Însă ceea ce îi surprinde atât pe arheologi cât și pe egiptologi este modul de referință prin care egiptenii își exprimă afecțiunea și perspectiva sfântă pe care o au aceștia asupra animalelor. Un cimitir egiptean vechi de 6.000 de ani, plin cu animale sălbatice înhumate din întreaga lume, a fost descoperit recent. Schelete de struți, crocodili, leoparzi și alte animale exotice au fost găsite acolo. Au mai fost găsite cuști uriașe în care se crede că erau ținute animale vii care trebuiau să păzească acele morminte. În urma descoperirilor unor construcții ciudate pline de colți și ghiare de animale, se crede că egiptenii din antichitate foloseau spitale speciale pentru îngrijirea animalelor, unde se găseau oameni care studiau anatomia lor, la fel ca veterinarii din prezent. Deși importanța animalelor în culturile religioase din Egiptul antic este cunoscută pe scară largă, încă este un mister chiar și pentru cei mai mari egiptologi cum obțineau egiptenii din antichitate diferite specii de animale de pe întreaga planetă. O altă descoperire interesantă este folosirea magiei în diferite ritualuri din Egiptul antic. Înapoi în anul 1837, atunci când au fost făcute primele eforturi pentru a completa harta interiorul Marei Piramide din Giza, cercetătorii alături de egiptologi au descoperit câteva puțuri ascunse care duc din camera faraonului aflată în interiorul piramidei până în exteriorul construcției. În 1872, Wayman Dixon și Dr. Grant au descoperit o crăpătură în peretele sudic din camera reginei care se pare că s-a transformat într-un mare puț ascuns ce se întinde din cameră până în exterior. Deși aceste descoperiri au fost făcute la distanțe foarte mari de timp, ele i-au făcut pe mulți să se întrebe care este scopul acestor puțuri ciudate regăsite în majoritatea piramidelor. Mulți egiptologi au pretins că cel mai probabil puțurile au fost construite pentru a permite aerului să circule în camera mortoară și pentru a preveni acumularea dioxidului de carbon. Această teorie a fost respinsă foarte repede pentru că puțurile nu fac mare lucru în privința circulației aerului în piramidă, iar mai mult, camerele nu au fost construite pentru a permite intrarea vizitatorilor. În plus, înapoi în anul 1993, o echipă de cercetători a trimis o dronă robotizată prin interiorul puțurilor din piramidă pentru a descoperi mai multe informații. Drona a descoperit rapid că la 63 de metri în interiorul puțului se afla o ușă mică de piatră fixată cu bolțuri de metal. Nu numai că este singurul loc în care s-a folosit metal în structura piramidei, dar se pare că ușa era una funcțională, cu mânere și încuietoare, însă forma ciudată a puțurilor face ca accesul oamenilor să fie imposibil. În ciuda faptului că Marea Piramidă este ultima din cele 7 minuni ale lumii antice și ultima verigă a țării Egiptului din prezent, se pare că sunt descoperite noi camere în această structură renumită în fiecare an.
Recent, în 2017, cercetătorii au descoperit o cameră secretă ascunsă în piramidă care a ajutat la confirmarea teoriei lui Jean-Pierre Houdin cu privire la construcția acesteia. Acesta credea că în interiorul piramidei există două anticamere. Și mai interesant este faptul că faimosul joc video Assassin's Creed Origins are la bază această teorie și pare că prezice amplasarea și construcția camerelor ascunse cu o acuratețe incredibilă. Dacă această teorie se dovedește a fi corectă, înseamnă că mai sunt și alte camere secundare care așteaptă să fie descoperite, la fel și alte zone care conectează camera regelui de cea a reginei prin puțurile ascunse. În 2018 se pare că au fost făcute descoperiri care arată că în toate piramidele din jurul lumii, incluzând structurile piramidale din Bosnia, existau ochiuri mari de apă în camerele aflate sub piramide și tunele care se puteau întinde până la 15 km. Este interesant faptul că atunci când cercetătorii au început să analizeze piramidele din Giza, au descoperit o rețea masivă de tunele pline cu apă care se întind în tot spațiul subteran al piramidelor, dar acestea au secat în cele din urmă. Acest lucru i-a determinat pe cercetători să caute mai atent la ceea ce se credeau a fi camere formate în mod natural care acumulau apă și care au jucat un rol important în construcția marilor piramide. Ei au descoperit că, deși apa de sub structurile piramidelor dă o instabilitate mare bazelor construcțiilor, se pare că rețeaua de tunele și camere cu apă găsite în piramidele de peste tot din lume nu amenință stabilitatea în sine a acestora. Acest lucru îi face pe cercetători să creadă că tunelele au fost construite cu un scop anume sau poate că au fost adăugate după ridicarea piramidelor, având în vedere stabilitatea acestora. Chiar și până în prezent, egiptologii și cercetătorii sunt complet nedumeriți care este rolul jucat de aceste camere cu apă subterană în construcția piramidelor și de ce par să fie atât de importante pentru structurile de același fel de pe toată suprafața Pământului. Aparent, singura teorie credibilă este pentru a introduce un sistem hidromecanic sau pentru a adăuga presiune subterană în anumite puncte ale bazei structurii. Privind la structura monumentală a piramidelor dintr-un punct de vedere pur matematic, marile piramide din Giza conțin aproximativ 2,3 milioane de blocuri de pietre, fiecare variind de la 2,5 la 15 tone. Potrivit documentelor egiptene descoperite în mormintele din apropierea piramidelor, faraonul a folosit doar 20.000 de muncitori de-a lungul a 20 de ani. Dacă se dovedește a fi adevărat, potrivit acestor registre din Egiptul antic, atunci ar însemna că fiecare muncitor ar fi fost nevoit să taie un bloc de piatră cu o precizie incredibilă și să care acest bloc singur, apoi să poziționeze blocul perfect fără niciun fel de ajutor, odată la 30 de zile, o sarcină deja imposibilă pentru o singură persoană. Acest lucru înseamnă că fiecare bloc ar fi trebuit pus la locul lui la fiecare 2 minute și jumătate într-o poziție perfectă și să se facă acest lucru continuu, fără pauză, de-a lungul anilor. Un alt aspect interesant de luat în seamă este descrierea constructorilor piramidelor reprezentați în hieroglifele din Egiptul antic. Este un lucru comun printre egiptologi că faraonii care conduceau Egiptul antic erau de cele mai multe ori descriși ca fiind de 2-3 ori mai mari decât clasa muncitoare. Se crede că acesta este motivul pentru care dinastiile faraonilor au putut conduce Egiptul antic cu o manieră impunătoare. Cu toate acestea, sunt voci care au creat diverse teorii cu privire la apartenența faraonilor unei rase de giganți. Deci, de unde vine această idee? Se pare că la baza acesteia stau mai multe sculpturi ale artei antice înfățișând giganți humanoizi. În 820 după Hristos, sultanul El Radish s-a dedicat deschiderii Marii Piramide deoarece a aflat că structura a fost construită de giganții porecliți, ochi vărsați, făcând referire la ființe supranaturale care au lăsat semne ale unei inteligențe ce depășește cunoașterea omului. Acest lucru înseamnă că nu numai descrierile egiptenilor din hieroglife făceau referire la rasa giganților care conduceau imperiul, dar și națiunile lor vecine erau conștiente de implicarea giganților în construcția piramidelor. Desigur, această teorie nu este aprobată de știința modernă și, după cum spun ei, până în prezent nu există nicio dovadă care să confirme aceste fapte. În ciuda declarațiilor cercetătorilor, sunt o mulțime de oameni care sunt de părere că semnificația piramidelor este mult mai profundă și că de-a lungul timpului, egiptenii ar fi avut nevoie de foarte mult ajutor sub formă de forță brută pentru a ridica piramidele.
Până și anumiți arheologi s-au conformat și au spus că teoria oferită de oamenii de știință despre cum au fost construite piramidele este improbabilă. Așadar, voi ce credeți despre toate aceste descoperiri noi? Hai să discutăm mai multe împreună în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!